Bine. Victorie. Sunt emoțiile unui moment istoric în care se află România astăzi. Putem în sfârșit să dăm acel mesaj pe care românii l-așteaptă de peste 3 ani de zile, că putem scăpa de această guvernare peste. Niciodată nu am
De dispreț pentru lege și activitate parlamentară și de bătaie de joc pentru cetățeni, Parlamentul României și-a dat examenul de maturitate astăzi.